Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobița și Buburuza, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Balonul. Într-o după-amiază de vară s-a iscat o furtună în pădure. Buburuză, fetița mămăruță, și Bobiță, băiatul Melc, au urmărit-o de la fereastra căsuței cu buline. Furtuna era puternică, a îndoit copaci, a provocat stricăciuni căsuței, ploua cu găleata. Când în sfârșit ploaia s-a oprit, iar vântul a încetat, cei doi prieteni au pornit în recunoaștere. Ia privește, Buburuză, copacul ăsta a fost rupt de vânt, a spus Bobiță. Iar ploaia a distrus toate florile mele, a suspinat Buburuză. Bobiță, Buburuză, veniți repede, ajutor, cineva zace pe câmp. A venit fugind săltăreața, fetița lăcustă. Pe câmp chiar zăcea cineva rănit. O fetiță gâză. Vai, ce s-a întâmplat cu tine? Cum te cheamă? Cine ești tu? A întrebat speriată Buburuză. Mă cheamă Nelly, fetița gâză. Locuiesc sus pe munte, dar uraganul m-a suflat și m-a lovit tare rău la cap. Mi-au slăbit aripioarele, nu mai pot să zbor. Nu știu cum voi ajunge acasă, plângea Nelly. Au ridicat-o pe Nelly și au dus-o în casa verde a săltăreței. Nu te teme, te ajutăm noi să ajungi acasă, a spus Buburuză. Mai târziu au venit Baltazar, băiatul albină, Fulgușor, fetița fluture, și Vendel, băiatul rădeașcă. Toți se gândeau cum ar putea să o ajute pe Nelly să ajungă înapoi pe deal. Un balon ar fi foarte bun, a spus Vendel. Dar din ce facem un balon? A întrebat Bobiță. Din pături, perne și cearșafuri, a propus Fulgușor. Din perdele și prosoape, a adăugat Vendel. S-au apucat de lucru. Au ajutat cu toții, au cusut materialele, au adunat toate păturile, perdelele, cearșafurile și prosoapele. I-a ajutat și Nelly. Încet, încet se însănătoșa, nu o mai durea nici capul. A durat câteva zile până când au terminat balonul. Am terminat! Mulțumesc! A spus fericită Nelly. Pornim spre vârful muntelui! Ura! Zburăm! A strigat fericit Bobiță. Asta da! E minunat! Vedem toată pădurea! Se minuna Buburuză. A început să se însereze. Când au ajuns pe munte, Nelly a strigat. Ura! Sunt acasă! Vă mulțumesc! Dacă doriți, rămâneți la mine până mâine. Chiar în noaptea asta vor apărea stele căzătoare. Rămânem cu plăcere! Au spus toți deodată. Nelly a servit prăjitură și ceai noilor săi prieteni. După cină s-au așezat în fața casei lui Nelly pe vârful muntelui. Au stat și au așteptat să vadă stelele căzătoare. Ura! O stea căzătoare! A strigat Bobiță entuziasmat. Am văzut și eu una! A aprobat Buburuză. Și eu! A spus Vendel. Când s-a făcut răcoare, au intrat în casă și de la geam s-au uitat mult timp la stelele căzătoare. Înainte de a dormi, tot și-au pus câte o dorință. Nelly și-a dorit să se mai întâlnească și altă dată cu noii săi prieteni. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu.
Fulgușor la schi. Într-o zi de iarnă, Mila, gândacul de zăpadă, și-a invitat prietenii la schi. Toți au schiuri? I-a întrebat ea. Eu nu am, zise Bobiță, băiatul melc. Nici eu. I se alătură săltăreața, fetița lăcustă. Și nici eu, adăugă Fulgușor, fetița fluturaș. Atunci să ne apucăm de lucru, nu e atât de greu. Vom face schiuri pentru voi, zise Mila veselă. Împreună găureau, ciopleau, șlefuiau, netezeau scândurile, legau curelele de ele și făceau și bețele de schi. Până la amiază, noile schiuri au fost gata. Au pornit împreună pe munte. Ajunși pe vârful muntelui, și-au legat schiurile și și-au pus căștile. Mila i-a întrebat, toată lumea știe să schieze? Cine nu știe, îl învăț cu plăcere. Cu toți au dat din cap, numai Fulgușor tremura. Fetița fluturaș nu știa să schieze, dar se temea să recunoască. Nu fi prea greu, mă voi obișnui cu schiatul, își zise ea. Doar viermișorului îi șopti adevărul. Bobița a pornit primul. Opa! Gonim! Striga el vesel în timp ce cobora panta abruptă a versantului. După Bobiță a urmat Buburuză, apoi Baltazar și toți ceilalți pe rând. Iată că a venit și rândul lui Fulgușor și a luat elan și s-a avântat pe pârtie. Însă nu s-a putut opri la baza pantei, aluneca mai departe, pe următorul versant, apoi pe următorul, până ce s-a îndepărtat de tot de ceilalți. Într-un final a suferit o căzătură zdravănă și s-a înfipt într-un morman mare de zăpadă. Ceilalți doar mai târziu și-au dat seama că fetița fluturaș lipsea. Fulgușor nu știe să schieze, zise viermele disperat. Nu știe să schieze? Au întrebat ceilalți uluiți. Nu, acum a schiat prima oară și era tare frică, numai nu avea curaj să spună. Vai, mă tem că i s-a întâmplat ceva. Micii prieteni s-au speriat și au pornit de îndată în căutarea lui Fulgușor. Între timp, doctorul Bufniță a găsit-o pe fetița fluturaș rănită. A zărit-o de la înălțime și a zburat lângă ea. Fulgușor, ce ți s-a întâmplat? N-am putut să frânez și am căzut. M-am lovit foarte tare. Credeam că nu mă voi mai putea opri niciodată. Nu mai vreau să schiez, plânse Fulgușor. Bufniței i s-a făcut milă de fetița fluturaș, a luat-o în spate și a dus-o la el în scorbură. Îți bandajez rănile și te duc la Mila. Sunt sigur că ceilalți te caută disperați, i-a spus doctorul Bufniță. Micii noștri prieteni o căutau peste tot pe fetița fluturaș, dar nu i-au dat de urmă. Au ajuns triști înapoi la casa Milei. Dar Fulgușor îi aștepta deja acolo. Mare le-a fost bucuria. Ura! Vai de mine! Fulgușor, ești bine? Povestește-ne tot ce ți s-a întâmplat, îi ceru Buburuză. Fulgușor i-a povestit totul pe îndelete. Deci nu știi să schiezi? Se miră Mila. Am să te învăț eu. Dacă vei ști să virezi și să frânezi, vei putea schia pe orice munte, oricât de înalt. Îți mulțumesc, i-a zâmbit fetița fluturaș. A doua zi, Mila a început să o învețe pe Fulgușor. La sfârșitul primei zile, fetița fluturaș a schiat încet și cu grijă pe cel mai mic deal și s-a oprit frumos la bază. Priviți! Fulgușor știe deja să schieze! Trebuie să sărbătorim! A strigat Vendel și a început să cânte pe sloiurile de gheață. Ceilalți, în cerc, cântau și dansau în jurul fetiței fluturaș. Fetița și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Turnul lui Biluță. Într-o zi de vară, Biluță, gâza florilor, își scoase cuburile colorate de construit din dulap. Voi construi un turn înalt din cuburi, zise, și porni cu cutia spre dealul din apropiere. Sub stejarul cel mare, răsturnă cuburile din cutie și se apucă de lucru.
Turnul se făcea tot mai mare, iar Biluța ajungea greu mai sus. El se ridică pe vârfuri, dar făcu o mișcare greșită și turnul se prăbuși. Oh, nu! Strigă Biluță. Acum trebuie să iau totul de la capăt, se văită el. Se apucă din nou de construit. Punea iar cuburile colorate, atent și cu grijă unul peste celălalt. Turnul creștea și se făcea din nou din ce în ce mai mare. Dar vai, deodată o ghindă a căzut din copac, dărâmând turnul Gâzei de Flori. Vai, turnul meu, iar s-a dărâmat! Stejarul e de vină! Constată cu furie. A început să reconstruiască turnul, dar nu sub stejar. Punea cuburile colorate unul peste celălalt cu tot mai puțină răbdare. Când au apărut Bobiță, băiatul Melc, Buburuză, fetița Mămăruță și Vendel, băiatul Rădașcă. Vai, ce turn frumos ai, Biluță, au spus ei. Da, e frumos, dar lipsește doar vârful roșu și apoi e gata. Atunci se porni vântul și o adiere puternică doborâ turnul suplu. Biluță s-a făcut foc și pară. Nu, nu pot să cred! Nu mai încep din nou! Nu vreau să mai construiesc niciun turn! Mă duc acasă! Ceilalți fugeau după el, consolându-l. Așteaptă, Biluță, te vom ajuta noi! Hai să construim turnul împreună! Nu, nu mai vreau! Din atât de puține cuburi nici nu se mai poate construi un turn cu adevărat mare! A strigat Biluță supărat și a trântit ușa. Cum am putea să-l ajutăm pe Biluță? Se întrebă Buburuză. Trebuie să-l consolăm, a spus Bobiță. Știu eu, zise Vendel. Și eu am cuburi de construit. Le aduc și vom avea mai multe. Vom putea construi împreună un turn cu adevărat mare, cum și-a dorit Biluță. Bună idee! Și eu am o cutie cu cuburi de construit. Le aduc imediat. Și eu le aduc pe ale mele. Vom construi un turn uriaș. Bobiță trăgea cuburile după el într-o basculantă. Buburuză le împingea într-o roabă, iar Vendel le căra într-un coș mare. Bună, Biluță! Privește, ne-am adus cuburile. Nu vrei să construim un turn uriaș împreună? Îl întrebă amabilă Buburuză. L-am construit în căsuța ta, să nu cumva să-l răstoarne vântul din nou, adăugă Bobiță. Vai, câte cuburi ați adus! Ce turn mare vom face din ele! Veniți înăuntru, strigă mica Gâza a Florilor. Urmează ultima bucată, vârful cel roșu. Pe acesta să-l pui tu, Biluță, i-a propus Vendel. Ura! E gata! Au strigat cu toții în cor. Când s-a lăsat întunericul, Bobiță, Buburuză și Vendel și-au luat rămas bun de la Biluță. Mica Gâza Florilor s-a strecurat fericită în pat și și-a admirat turnul enorm până l-a furat somnul. Biluță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Ouăle de Paști. A sosit Paștele. Fulgușor, fetița fluturaș, Lili, Gâza trandafirului, Săltăreața, fetița lăcustă și Adiere, libelula, au venit la Buburuză să vopsească ouăle de Paști. Câte ouă trebuie să vopsim? Întrebă Lili. Ia să vedem. Bobiță sigur vine mâine la stropit, dar va veni și Baltazar și Vendel și Dima și desigur Biluță, Alfons și Melcul Ciobo. Deci trebuie să vopsim 7 ouă. Să ne apucăm de treabă. Sunt
Sunt frumoase! Mâine băieții se vor bucura, sunt sigură! Constată Fulgușor. E timpul să pornesc spre casă. Mâine mă trezesc de vreme, voi face clătite și îi voi aștepta pe musafir cu ele, zise Fulgușor. Eu voi pregăti bogăcele, spuse Lili. Iar eu strudele, adăugă Buburuză și le conduse pe fete la ușă. A doua zi fetele s-au trezit de vreme. Fulgușor a fugit în bucătărie și a legat șorțul și a început să prepare aluatul pentru plăcinte. Lili și-a legat șorțul și ea și-a început să frământe bogăcele. Buburuza a întins aluatul de strudel, adiere, a pregătit o ruladă de pișcot și săltăreața s-a trezit plină de emoții. Băieții nu se trezesc de vreme, mai am timp să prepar o tartă cu mere. Și-a pus un coș plin cu mere pe masă, dar vai, coșul s-a clătinat, merele s-au rostogolit răsturnând de pe masă și tava plină cu ouăle de Paști. Toate ouăle s-au spart. Vai, ouăle de Paști! Acum ce mă fac? Ce le dau musafirilor? A fugit disperată la Buburuză. Buburuză, s-au spart toate ouăle mele de Paști, toate cele 7, ajută-mă! N-am timp, fac o prăjitură, dar mi-au rămas 2 ouă nevopsite, ți le dau. Vopsește-le repede și vei fi gata până vin băieții. Lili, ouăle mele s-au spart în bucăți, pot să mă ajuți? Nu pot, bogăcelele mele se coc la cuptor. Îți dau aceste 3 ouă albe, mai ai timp să le vopsești. Fulgușor, ajută-mă, trebuie să vopsesc alte ouă, celelalte s-au spart. S-au spart toate? Îmi pare rău, săltăreață, dar acum nu mă pot duce cu tine. Plăcintele mele s-ar arde. Uite, 2 ouă nevopsite, ți le dau. Adiere, am dat de belea, s-au spart ouăle pe care le-am vopsit ieri. Te rog, ajută-mă, singură nu pot să vopsesc alte 7 ouă. Nu mai am timp, se văicări săltăreața. Știu cine te poate ajuta, hai după mine. Au fugit prin pădure și s-au oprit la peșteră. În clipa următoare, de acolo a ieșit păianjenul. Păianjen drag, trebuie să ne ajuți, a spus Adiere. Săltăreții s-au spart ouăle de Paști, acum trebuie să vopsească alte 7 ouă. N-avem mult timp, imediat vin băieții la stropit. Trebuie să fie gata până atunci. În ordine, a mormăit păianjenul. Mulțumesc, ești foarte amabil, i-a spus săltăreața și și-a luat rămas bun de la Adiere. Săltăreața a pregătit pensule și vopsele și împreună cu păianjenul s-au apucat de treabă. Păianjenul putea să vopsească 3 ouă deodată. Suntem gata, zise săltăreața fericită. I-a mulțumit păianjenului pentru ajutor și a aranjat ouăle pe tavă. În clipa aceea a bătut cineva la ușă. Săltăreața a deschis, iar cei 7 băieți au început să recite poezia pentru stropit. Pe fata asta o stropesc, de-mi dă un ou, spun mulțumesc. Toți 7 au stropit-o pe săltăreață. Fetița lăcustă le-a întins cu mândrie tava, iar băieții și-au ales câte un ou vopsit. Din păcate prăjitură nu am, le-a spus săltăreața rușinoasă și le-a povestit cele întâmplate. Nu-ți face griji, au râs băieții. La Buburuza am mâncat strudele, la Lili pogăcele, la Fulgușor plăcinte, iar la Adiere pișcot. Nici măcar o îmbucătură nu ne-ar mai încăpea în burtică, au spus băieții râzând.